Cârnații, gustul bunicii, pastrama țărănească și costița afumată sunt o parte dintre produsele tradiționale făcute de un moldovean cu inițiativă și, trebuie să recunoaștem, cu mult curaj. Bunătățile sunt făcute din materii prime cumpărate de la fermierii din Botoșani, iar toate produsele nu au euri sau alți conservanți. Este drept, antreprenorul din comuna Țigănaș a investit 230.000 de euro într-o carmangerie, la care s-a adăugat și un magazin în Iași unde își vinde produsele. Cum spuneam, el cumpără materia primă din județul Botoșani și recunoaște că o achiziționează cu 30% mai mult față de anul trecut, realitate care se regăsește și în prețurile de vânzare a cărnii prelucrate. Ce produse aveți în perioada aceasta? Care sunt mai căutate? Cum vă pregătiți pentru decembrie, o lună în care se caută foarte mult produse făcute din carne? Acum, spunem noi, abia a început postul, suntem într-o perioadă mai liniștită, cel puțin prima săptămână, dar noi spunem că e liniștea înaintea furtunii. Deja începem să pregătim produse pentru masa de Crăciun, pentru perioada sărbătorilor. În general, toată gama de produse la noi, pentru că, să zicem așa, noi facem, nu avem multe produse, sunt toate produse de casă, făcute ca de casă, sunt produse care se găsesc de obicei, se fac dintr-un port tradițional în gospodării. Ca la fiecare sărbători, problema cea mai mare ar fi cu produsele care reușim să le facem cel mai greu. Deci cum ar fi toba. Toba, neavând niciun termen valabilitate mare, nu reușim să-l facem cu o perioadă înainte, trebuie să-l facem în ultima săptămână. Și noi cam 60 de kilograme reușim să facem la zi. Atunci cererea este mult mai mare în perioada de sărbători și, să zicem așa, toba pleacă. Anul trecut chiar am avut cineva care a venit, mi-a cerut, a venit de la ea, domnule, nu, e cald, abia am făcut-o. Nu are nicio problemă, domnule, poate răciți la mine, mi-a luat-o caldă. S-a răcit-o acasă. După care sunt toate produsele care de obicei se folosesc pe masa de Crăciun. Cârnați, costiță, mușchi, pastramă, cârnați proaspeți, cârnați afumați. Deci produsele care noi le facem de obicei, plus buturele, poate multă lume o să zic, buturele pentru ciorbă. După între Crăciun și anul nou, la anul nou, ce este afumăturii. În general, toate produsele. Noi folosim numai carcasă, nu cumpărăm piese. Și atunci reușim să scoatem, asta este ideea, să avem toate părțile, toate componentele porcului, toate părțile de carne pentru a face toate produsele care se fac de obicei dintr-un porc de sărbători. Din cauza peste porcini din județ, ați observat, s-a mărit prețul la carne de porc, ați dat mai mult, ați modificat și noastră mult prețurile la produsul final? Prețurile nu s-au mărit, să zicem, discutăm de ultimele 3 săptămâni, nu, pentru că tot timpul a fost o perioadă în care au crescut, datorită faptului pentru că noi luăm materia primă de la Botoșani. Încă în județul Botoșani nu se discute piesa porcină. Sperăm să nu le scumpească nici înaintea sărbătorilor, pentru că știți cum e la noi de obicei, când sunt vinde, crește prețul, când este cererea mare. Pentru un moment, vă spun, în ultimele 3 săptămâni nu ne-au crescut prețurile. Dacă stăm și luăm de la începutul anului, prețurile au crescut undeva cu 35-40%. La carcasă, ce mai important, adică mai important, mai grav pentru noi, că a crescut prețul energiei, care ne afectează mult în costul produsului finit. Noi am crescut undeva cu 22-20% prețul produselor. Încercăm să menținem prețurile, atâta timp când nu ne se mărească prețul la materia primă, sigur nici noi nu o să le mărim. Sperăm să nu se mărească, să reușim să menținem aceleași prețuri, mai ales pe perioada sărbătorilor.